Tragedie în satul Gribova din raionul Druchia. O casă de locuit a fost cuprinsă de flăcări în data de 23 februarie. În momentul când s-a aprins locuința, în ea se aflau doi copii minori, unul de 2 și altul de 10 ani. Băiatul mai mare a fost cel care a alertat vecinii. Nimeni din maturi nu era acasă în momentul nenorocirii. Băiatul strigat de la poartă, eu am alergat în coașă, dar el n-a spus că este copil mic în casă. Eu din tăi am deschis, ușa asta a fost deschisă de-am. Și m-am dus la șlang, sunesc șlangul, strigat lui Diana, altă, este că e mergeta mea în acasă, că sune, unde trebuie de-am mai departe. Și pe băiețelul mai mare zice, oi, eu am uitat copilul pe lijancă. De-am m-am dus, dar de-am stiec, eu pus pledul în ușă și am deschis și fumul tăta stia și eu nu putem intra. Am venit băieții de la primărie, Costea tot vrea să intre, tot nu putea să intre. Și apoi cu un băiat și a venit de-am pojarnă. De asta nu știu, e când a venit de-am, aici era și pojarnă atât. O zis că a fost la magazin, dar și mai departe, eu nu știu. Pompierii au venit la fața locului și în scurt timp au lichidat incendiul. Ei au fost cei care au găsit în locuință corpul neînsuflețit al copilului de 2 anișori. La 23 februarie, ora 15:15, în satul Grivă, într-o casă de locuit, s-a produs un incendiu, în urma căruia au ars bunul material din interiorul unei odăi locative, ulterior unde a fost depistat cadavrul unui minor, iar altul de 10 ani, cu arsuri pe suprafața feței, a fost internat în spitalul raional. Incendiul a fost lichidat de către angajații unității salvatori și pompieri Drochea și apostolului de salvatori și pompieri teritorial Grivova. Cauza preventivă a izbucnirii incendiului este nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiului, la exploatarea sobilor și canalului de evacuare a fumului. Pentru studierea situației în cauză, la fața locului s-au deplasat angajații secției situației excepționale Drochea și a inspectoratului de poliție. Cazul dat a demonstrat că imprudența maturilor poate avea consecințe grave. Da, a fost un caz tragic, un caz tragic pentru sat, pentru societate. Decesul unui copil de 2 anișori este ceva foarte tragic. Eu nu vreau să mă expun asupra cauzele incendiului, pentru că sunt organe reabilitate cu aceste drepturi, cu aceste responsabilități. Ei se vor expune din ce cauză a avut loc, din ce motive a avut loc acest incendiu. Noi doar cât ne vom trebui să ajutăm familia să-și repare casa, să-și procure, poate, la iese vreme de iarnă, să-și procure haine, încălțăminte care a ars și asta este. Părinții copilului decedat sunt plecați la muncă peste hotare, micuțul fiind lăsat în grija surorii mamei sale. Victoria Conea, Cristi Zvorean, TV Drochea.